Theo, Zeciu și Albert Năbână explorează un subsol radioactiv. Vă salut, sunt Mihai Zumuclă și în acest videoclip o să reacționăm la clipul lui Theo Zeciu, în care petrece 24 de ore cu Albert Năbână într-un subsol radioactiv. Sau cel puțin asta o să-i spunem lui Albert că o să facem. Da, de fapt, e prank. Opa! Da, până atunci... Băi, Albert, pe cum urmă aici? Am luat niște de-astea. Că noi unde intrăm acum e radioactiv, gen sunt dale nucleare. Băi, la mișor sau... Nu, vă pune și mi-a zis cineva de locul ăsta și practic e aia radioactivă numai când te apropii de anumite obiecte sau ceva, știi ce zic? Pregul la cafe și gen... Și dacă chiar e radioactiv, ce? Nu se vreau nimic, că trebuie să stai doar 24 de ore. E bun original, bă, dar nu ziceai de prima, că nu bătut așa de prima. Original e radioactiv, dar nu dai așa ceva. Auzi, mă, dar tu ce știi de la astea radioactive? Gine, mai auzi de ele? Da. Nu știu ce înseamnă. Păi și ce înseamnă? Nu știu. Cred că e ceva toxic, cum ar fi, nu? Păi da. Radioactiv. Gen, afectează, faci boli sau ce. Da, nu înseamnă și masă. Era fost și la bă, radioactiv nu înseamnă gen... cu deșeuri toxice, cu astea, cu chestii care, cum să zic, care sunt radioactive, care sunt periculoase, care pot produce boli. Da, cred că se exprima corect, Albert. Cred că se exprima corect, Albert, da, cred că se exprima corect. E mort asta, e gen bun? Și am zis că bișoc, gen undeva bântuit. Păi e bântuit. Păi nu, dar doar bântuit. Nu să plec cu comunele. Oh. Dar poate m-a mințit ăla, mă, eu ți-am să fii pregătit și ce zic că poate m-a luat Caterin pe ea. Aprind lumina, intrăm al lor. Hai de viață. Fii atent, am văzut eu filmele horror. Tu trebuie să intri prim. Cameramanul. Și eu stau la mijloc. Frica mea cea mai mare este, dacă sunt șobolane aici, vezi că am sărit pe tine viața. Te-am luat în brațe, mi-e frică rău de tot. Eu văd că cameramanul intră prim. Sunt și că fii atent, intrăm în prima cameră. Pompelor de ăsta, așa nasol cu gunoaie. Poate e de ăsta mai populat, e mult populat. Mama, cum e peretele ăsta? Te speria, mă? Da, poate că ai văzut ceva. Bă, Albert, mă aștepți un pic aici, că trebuie să fac ceva. Ce ai luat, nebun la cap, bă? Fără mișto, un pic de tot, un pic de tot. Bă, frate, e nebun la cap. Hai, mă, că Albert, că n-are nimica, uite, bă, sunt aici. Bă, sunt aici, așteptă să vin imediat. Vezi că sunt singur acum, că pare că reclamă frumoasă. De euro doar jucând. Mereu m-am dus și nu am mai intrat. A, gen, te-ai dus până acolo, dar n-ai mai intrat. Dar fii atent ca să facem lucrurile mai interesante, eu mă gândeam să jucăm și în adevăr. Hai, provocare, ce scrie pe perete aici? Nu știu, dar nu știu crucea aia. Bă, e o cruce cu cerc. Asta ce înseamnă? Că nu le-am simboluri de-astea neapărat. Nu vreau. Ce matematică, asta e cel mai horror de aici momentan. Ce bombă nuclear. O ocult. Ce provocare îmi dai, mă? Ocult. Să ții lumina și te duci singur, până în față. Dacă nu mă înșer o cruce cu simbolul ăla, mă gândesc la Ocult Records. Dar poate avea legătură cu un cult. Un cult satanic. Cu lumina stinsă, bă! Până în capăt, da? Nu până în capăt, te duci așa să vezi! Opa! Ce m-am speriat eu cum ai cipat eu! Nu e amuzat pentru react, că să mai sperie și ei. N-am văzut nimic, dar mi-a fost frică, nu te vin. Acolo cred că e ceva, mâncați aici gura. Ce? Și ce să zice, nu? Când vezi umbrelă în față. Bă, te rog, nu începe, mă, și după ce vezi. Am citit odată o poveste de groază cu unul care a coborât într-un subsol și a găsit o umbrelă și din umbrela aia s-a văzut. Dar nu e bine, Dar nu-ți mai dai, frate. Păi nu că e problema cu asta doar când te apropii de obiecte, mă, ți-am zis. Poți să o dai și tu jos un pic. Nu o dau în viața mea. Ce să mă dai? Bă, cu geapă, dumneavoastră. S-a auzit ceva, nu? Să ne-ai luat și tu vreo bântă sau ceva? Ce e aici, mă? Pare o canalizare, gen? Da. Asta e iau, uite. No. Bă, acum nu știu, cum ajung păsările aici? Ia uite, e altă. Băi, Berte, cum ajung păsările aici? Cum s-au auzit sunetul în cuști? Păi, dar cum mai sacrifică? Băi, nu mai zice de-așa. Tu ai dalea, mă, Alberte, gen, tu știi? De asta, de sacrificii, de asta? Știu, dar nu cu farul meu. Dar cu ce? Wow. Cine face așa? Foarte multă lume. Nu vreau să zic.
Că nu mi-e frică să intru cu bine ăsta, că poate aude cine nu trebuie. Ai văzut Ryan Garcia? Da, corect. Corect, așa e. Tu ce alegi, da, cred că înțeleg la ce se referă. Crezi da. Da, rău. Dar nu fantome de alea cum e aia, cu cearceac pe aia. Gen, fantome spirite. Aha, ai avut vreodată vreun incident? Da, mereu am. La fel, la fel. Gen, când m-am mutat până în vizită, mă știu dacă n-am văzut că era cineva cu bachetă de fapt. I-am văzut-o fapt. Hai că mai dorm bine noaptea asta. Bro, ăsta e universul Spider-Man. Mă, mi s-a putut. Mă, fără. Mă, poate merge asta? Nu merge. Dar tu vezi că pe fiecare ușă scrie cu ceva? Dep diverse. Depozit, gen. Tip divers. Să mănuși de... Dar de ce să mănuși și aici? Încă un buton. Ia pasă pe ăsta. Bă. Ți-e frică? Nu mi-e frică, dar poate nu sunt puse cum trebuie și ne conectăm, adevărat. Măresc eu, vrei? Nu, nu. Nimic. Hai, mai avem o jumătate de explorat. Hai, de șobolan, tecle de mâncată toată. După aceea e. Asta mie-mi e frică, mă jur că mi-e frică de asta. Ce adevăr îmi pui, mă? Ce vrei să știi? Uite, acum mă gândeam. Deci adevăr, dar puteți să știi. E personal. De ce ai luat-o în față, mă? Te-ai speriat? Albert, dar noi ne-am băgat în camera aia și tot mergeai și vorbeai. N-aveai niciun trafă. N-am mai auzit pașul când am luat. În ce crezi cel mai rău așa? Gen horror? Da. Yo. Bă! Eco! Nu se auzea un strigat, dar nu al tău, gen? Nu glume. Hai, mamă, doi. Am doi de mână. Unde aia zici că e o mână? Ăla-i șobolan acolo. Albert, vezi că ieșirea nu-i pe acolo. Dacă e un șobolan mort acolo, zic să nu mergem. Hai înapoi. Hai că a murit șobolanul, ce e acolo? Radiațiile. Mamă, bă, dar chiar radiațiile, bă. Să nu uităm de radiații. Bine, bine, radiațiile, dar venilul ăla mult. Ăștia sunt și mulți. Deci aici, în camera asta, mamă, cât de mare e camera asta și câte ce ecou e aici. Bro, uite ce ecou e aici. Aici cred că de radiațiile, putem zice. Tu ce alegi, mă? Acum, adevăr sau provocare? Provocare. Fii atent, adevăr, vreau să-ți spui cea mai horror poveste a ta pe care o știi sau ai trăit-o. Mai bine să fi trăit. Da, nu, 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 ce s-a întâmplat ție cel mai nasol? Bă, v-am spus ce te-ai gândit într-o copilă de asta. Și mă ce vezi voi, dacă nu, a venit așa crenga. Unul la mână, că n-a căzut destul, doi la mână, nu era vreun prieten al sus. Da, e văzut. A, urme de pași. Mamă, ce e aici? Bă, aici e ceva mare. Bă, faza e că e abandonat subsolul, dar blocul gen locuiește lumea și de-astea se aude apă și asta. Ei, aici a fost școală! Ce? Aia nu-i tablă! Bro, opa. Asta e tablă, da. Bă, mai zi o dată, adevăr sau provocare? Mamă, cum miroase aici, adevăr. Gen, tu chiar crezi că locul ăsta e contaminat? Da. Da. Păi nu e, mă, viața. Sau mor eu? Nu trebuie să stai nici 24 de ore aici, ești nebun și tu. Mamă, bă, nebuneam, fii atent. Dacă ai observat că nu prea vorbeam, cum stăteam eu aici 24 de ore? Ce, mă, nu era tare? Nu cred că era. Făceam nebunii pe aici. Bă, însă prostii. Mâncam ce găseam pe aici. Dale. Hai să văd. Facem lecție, vrei? Ce materie îți plăcea la școală? Desenul. Desenul fără caterie? Desenul... Sportul. Sportul, da, frate, altceva. Când mergeai la sport și îți dădea mingea și zicea jucați-vă fotbal, mă, aia era mâncați. Când te lăsa și în curtea afară. Ai mai văzut o dată pe școală la subsol? Lasă asta. De unde știi că a fost făcută cum ar veni și o școală și n-a fost o dasa de întâlniri din care se vorbea ceva? Gen, astea secrete? Păi... Ba, pe ceva la unde? Ai, mă, că mă și nevează laptopul ăsta. Nu mă, unde? Acolo! Bă, nu mă speria! Bă, n-ai auzit? Nu mă, era apă! Bă, 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 bă
Ce scrie acolo? Bă! Unde? Aici, acolo, aici au murit 200 de oameni, scrie. Nu știu să citesc. Mamă, de ce acum am dat seama? Te rog chiar că dacă nu știu să citesc, că m-am uitat. Bă, el s-a uitat că mă uit ce scrie și el m-a mințit cum ar veni, el știind că eu văd ce scrie. Eu aleg acum tot adevăr. Bagă-mi întrebare. Dacă te-ar pune cineva, așa, te-ar amenința cu un pisol la cap și să-ți zică ori stai pe bune 24 de ore aici? Nu, că mi-a zis de la pe sau nu mai știu să faci vloguri în viața ta. Bă, dar la modul cum vezi în filme. Aș sta 24 de ore acolo. Aș sta așa și filma vlog. Oh, Isaac, ultima Isaac, tu, Isaac. Ce s-a auzit? Mașinile, mă. Adevăr sau provocare, frate? Provocare. Fără mișto? Fără mișto. Și acum, ultima dată, ce te rog eu pe tine? E să vii aici, a? Da, mă, ne echipăm cum trebuie. Eu rămân fără baterie, nu știu ce s-a întâmplat, am 5% la baterie, dau outro ăsta cât de repede se poate, pentru că nu se mai poate, nu mai am nici baterie, așa că eu am fost Mihai Zumâcă, acum, s-au zis ceva.